3, 2, 1. We want to cook fast food. We cook so fast as we can. Salutare, prieteni! O nouă destinație, o nouă rețetă. Destinația deocamdată o ținem secretă, dar în drum spre această destinație am trecut prin satul Ivancea, aici unde am descoperit un loc special, un loc, un conac, mai bine zis, un loc plin de energie nobilă. Totul este construit într-un stil european vestic. Chiar și poarta este impunătoare și s-a păstrat și până în ziua de azi. În partea stângă observăm reședința în sine în 1873. Carabet Balioz a dat comanda să fie început construcția reședinței sale și iată astăzi moldovenii se pot bucura de ocazia de a vizita acest loc, această operă arhitecturală. Iată în spatele meu, în intrarea principală. Ceva îmi șoptește, ceva îmi spune că anume în acel loc cândva a fost bucătăria. Observând acest stil delicat, stil vestic despre care vă spuneam mai devreme, m-am simțit inspirat să aleg o rețetă din bucătăria germană. Despre ce este vorba, aflați imediat ce ajungem la destinație. Să mergem! V-aș spune boda prostii dacă ne-ați dat nici patronjal verde. Du-te, mers, drept înainte. Așa? Știi să fie. Da, eu așa un buchețel și mă pornesc. Să mergi așa pe sub gard, pe aici așa e să vezi. Dar câine este? Câine? Da, câine în partea asta. Am înțeles. Haideți să ne arătați dumneavoastră. Haideți să vă arăt. Haideți. Povar candit erați învățat? Da. La Soroca, la școală profesională? Da. O, și categorii, vă da, 3? Sau 2, 3, cum dă de eu atunci? Cu razreat. Razreadul 5. 5? Oho, da. Dar păi mă tăiești bucătar șef. Da, păi eu am învățat, îți spun drept, nu că mă lau, cum cheamă? Traian. Traian. Nu că mă lau, dar eu am învățat ghim. Am învățat. Ia că eu cu asta nu pot să mă lau. Ia că la mine s-a uscat și pătrunjelul. Păi ieci, măi, 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 ia că ne-a luat, ne-a ajunge. Noi vă mulțumim. Da, ieci, măi, prost. Măi, Dan Bălan, ați auzit? Dar cum? Dar până e nepot. E, da. Eu l-am crescut. Da? Aici au crescut la mine. Domnule. Mișa, fratele. A, e, da. Da? Și mă ajută. Da? Doamne, sănătate la toți. Dar... Chioc Maroșcă, noi îți mulțumim pentru pătrunjel. Ați venim data viitoare când ați fiși, mă. Ca nepotul eu cu busteț. Da, 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 da. Salutări nepotului de la Traian. Vă mulțumesc. Da, prieteni, am ajuns în satul Morovaia. Morovaia, Trebujeni, Butuceni sunt sate care au avut marele noroc să fie înființate în niște locuri pitorești. Iar noi ne-am pus ca scop să le redescoperim, să vă atragem pe voi aici să gătiți ceva, să gătiți ce
ce o să gătesc, de exemplu, eu astăzi. Fatima Roșca, la revedere! Drum bun și Dumnezeu să vă păzați! Nu mă mai fotografiate! Василь, очень хорошая вещь. Aceste locuri sunt pline de surprize. E foarte ușor să te rătăcești. Noi am ajuns într-o peșteră, de mai bine zis. E o mină de piatră aici, în preajma satului Morovaia. Cel puțin putem să ne răcorim un pic. Și eu cred că e temperatura perfectă aici pentru a servi o berică. Ce zice? Se zice că omul sfințește locul, dar în cazul nostru se pare că locul sfințește omul, pentru că am o senzație așa mai stranie de a găti. Am o poftă nebună de a împărtăși cu voi una din rețetele mele preferate. Dar pentru a o pregăti, avem nevoie noi să ne pregătim. De aceea eu zic, acesta să fie punctul în care vom poposi. Așa. Și ca de obicei, suntem atenți la mama natură să nu lăsăm jeratic, să nu lăsăm gunoi. La asta suntem chiar mega atenți și vă îndemn și pe voi, prieteni. Eu, prieteni, recunosc cu toată sinceritatea. Locul ăsta e magnific, așa că nu ezitați să ne întrebați în comentarii sau să ne scrieți mesaje. Vă vom îndruma cu drag. Aceste locuri chiar merită a fi vizitate. Focul e aprins, deja e bine. Probabil vă întrebați, oare ce o să gătească de data asta? E o rețetă pe care de obicei o prepar în sânul familiei atunci când m-am săturat de carne, așa. E o rețetă pe care am cunoscut-o pe când trăiam în Germania și care m-a impresionat. M-am gândit că publicului nostru cu siguranță îi va plăcea să guste așa ceva, mai ales că ingredientele sunt accesibile, le găsiți în vânzare ușor. Ok, doamnelor și domnilor, astăzi preparăm herring nach Hausfrauenart. Ei, calm. Herring nemțește, să-i zicem așa. Hausfrau înseamnă gospodină nemțoaică care stă acasă. Gospodină casnică. Casnică. Hausfrau. Casă, frau e doamnă. Da. Da. Casnică. Uh-huh. Hausfrau înseamnă femeie casnică în germană, da? Și uite că femeile casnice, pe lângă faptul că trebăluiau prin gospodărie, se mai gândeau și cu ce rețete și să-și uimească concubinii și partenerii de viață. Eu vreau să vă impresionez pe voi și sunt sigur că veți încerca, pentru că chiar este gustos și accesibil. Deci, prieteni, herring în stil nemțesc. Avem nevoie de herring. Iată-l aici, câteva bucăți de herring gata, decojite, pe care le găsiți în vânzare. Așa arată fileul de herring. Avem nevoie de mere, neapărat mere, după care adăugăm un ingredient la fel de important, folosit foarte des în bucătăria germană, castraveții marinați. Voi adăuga neapărat ceapă roșie, ceapă roșie tăiată, rondele. Cum fără pătrunjelul Luchea Marușca? Așa, și niște ceapă verde. Toate aceste ingrediente vor fi scăldate într-un sos. Sosul, smântână grasă, da, smântână cu herring, smântână grasă, maioneză și un pic de moare de castraveți. Nu uităm să aromatizăm totul cu un pic de muștar și un mix de sare și piper proaspăt măcinat în mojar. Între timp,
până se face jăraticul și până Vlad o să împacheteze cartofii, eu mă apuc de rețete. Voi începe să feliez castraveții marinați, mărul și ceapa. E, hai, eu care... Jăraticul-i numai bun. Prieteni, îi tăiem pur și simplu rondele. Totul merge într-un bol. Același lucru facem și cu mărul. Tăiem doar miezul. Mărul îl puteți adăuga în mai multe salate. De exemplu, salata olivier, pe care toți o gătesc, în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Maică-mea mi-a arătat acest truc încă de când eram copil. Adăugăm miez de măr dulce acrișor în salata olivier. Gustul e cu totul și cu totul altul. Așa că astăzi la fel vom adăuga măr. Totodată am ales merele noastre moldovenești. Am ales un soi mai cremos și, desigur, ceapă roșie. Ceapa roșie, pe lângă aroma sa mai deosebită de cea albă, așa, fascinează și prin culoarea asta, rubinie. Acum, prieteni, vom tăia ceapa rondele. Încercați să păstrați anume aceste inele de ceapă. Cred că e timpul să facem acest mix de boabe de piper și sare grunjoasă. Vlad, tu ești mai tânăr. Hai, te rog. Așa. Între timp, nu uităm să ne mai hidratăm. Vlad, dar eu te-aș ruga să adăugăm și niște boabe de coriandru. Ce zici? Hai să adăugăm. Așa. Ai dispărut-o-ți mereu. Așa. Perfect. Între timp, prieteni, adăugăm muștarul. Maioneza, Vlad. Maioneza? Uh-huh. Maioneza. Așa. Și desigur smântână, dar pentru smântână, lingura mea norocoasă cu care am gătit 10 de rețete. Priviți aici. Castraveți marinați, măr, maioneză, smântână și desigur vom adăuga ceapa. Dar nu înainte de a o săra și de a o condimenta. Vlad, îți mulțumesc. Așa, după cum vedeți, avem sare, piper și coriandru boabe. Da, mirosul e top. Condimentăm bine ceapa, după care o masăm așa ușor. Astfel ceapa își va pierde din gustul ăsta iute și va începe să elimine sucul de care avem nevoie pentru sosul nostru. După ce am condimentat ceapa, o adăugăm aici deasupra sosului pe care l-am preparat mai devreme. Perfect. Amestecăm. Vedeți că am obținut o salată densă, dar eu aș vrea să o fac mai suculentă. În cazul acesta puteți adăuga un pic de frișcă sau puteți adăuga un pic de moare. Așa, amestecăm. Asta da gustare, prieteni. O gustare care merge perfect la bere pentru că conține herring. Iată-l, priviți cum arată. Îmbogățit un pic cu fumul de lemne, îl puteți tăia bucăți. Eu l-aș tăia mai mășcat. Amestecăm totul. Cât de bine arată. Așa, și desigur verdeață. Pătrunjelul lui Chiochea Marușca. Îl tocăm mărunt. La italienii, principal, verdeața să fie tocat mărunt, mărunt, fără nicio crenguță, doar frunzulițe. La nemți nu. Așa, tocat câteva ore așa, îl adăugăm direct în salată și amestecăm. Eu cred că pentru a îmbogăți și mai mult această salată, voi adăuga niște ulei de casă de la Mălăiești. Încă o dată mulțumesc! Rețeta originală presupune mărarul
proaspăt tocat, dar sezonul a trecut, nu mai avem mărar în gospodării, chiar și chiar Marușca ne-a confirmat. Așa, nu ne-a rămas decât să scoatem acești cartofi din jăratic. Da, vă îndemn să încercați această rețetă și să ziceți de fiecare dată. Ia că o să fac așa cum a făcut Traian asta în rețetele astea lui din internet. Vlad, dar și râs, știu, uite. Ei, scoate, hai. Ei, scoate. Aroma asta de cartofi copți. Cartofii sunt copți, dar curați. Prieteni, puteți să încercați această rețetă fierbând cartofii, dar noi astăzi suntem în inima naturii, de aceea am ales să-i coacem. După cum vedeți, cartofii sunt copți bine, sunt cremoși. Și aroma asta de jăratic. Inconfundabil! Așa, acum puteți să-i aranjați în farfurie. Eu de obicei prefer să strivesc cartoful cu un cuțit, așa arată mult mai bine. Iar acum luăm salata noastră de herring și o punem peste cartof. Ceapă, castraveți, măr, maioneză și smântână, verdeață și desigur herring, pe care eu îl ador. Oh, da. Mai multe arome, simt și aroma muștarului. Abia aștept să regust această rețetă. Presurăm cu ceapă verde. Mâncarea noastră este gata. Cartofii sunt copți bine, sunt cremoși. Hai la masă! Prieteni, vă reamintesc. Astăzi, aici, în sânul naturii, în preajma satului Morovaia, am gătit o rețetă germană. Herring într-un stil nemțesc. V-ați convins cât de simplu e, dar acum îmi voi convinge prietenii că această gustare este delicioasă. Vă îndemn să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, Acasă cu Traian. Avem și o pagină de Facebook din care vă puteți inspira și puteți descoperi locuri pitorești, locuri frumoase la noi în Moldova. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos. Dragii mei gurmanzi, nu uitați, după ce v-ați odihnit, v-ați simțit bine, să lăsați locul curat. Și apropo, focul la fel, nu uitați să-l stingeți pentru a evita incendiile. Vă mulțumesc, tot bun!